Palatul Copiilor din Drobeta Turnul Severin și-a deschis porțile pentru noul an școlar. Peste 3.000 de copii s-au înscris în această toamnă la cursurile de aici. Clubul de teatru a marcat evenimentul printr-un spectacol de excepție. 3.700 de elevi s-au înscris în toamna aceasta la cursurile pe care Palatul Copiilor le desfășoară. Copiii pot performa în cadrul diferitelor cluburi care există aici. Pot lua parte la cursuri de teatru, canto, dans, pictură și multe altele. Avem un număr de 3.700 de elevi înscriși. Să nu uităm că avem și celelalte filiare, Orșova, Vânju Mare, Strehaia, Baia de Aramă și sunt foarte multe cercuri care au căutare, ca să zic așa. S-a desfășurat anul 2020-2021 la Palatul Culturii. 2020-2021 am fost într-o perioadă unde am fost fizic, după am trecut în online. Cum au primit copiii vestea? Cum a fost pentru ei, mai ales că ei voiau să vină aici? N-a fost ok nici pentru profesori, nici pentru elevi. Sperăm pe viitor să nu ne mai întâlnim cu situația trecută. Palatul Copiilor va aduce în atenție trei cercuri educaționale. Avem cercuri educaționale din trei domenii, cercuri sportive, precum dans contemporan, dans sportiv, tenis de câmp, tenis de masă, cercuri cultural-artistice, precum cenaclul literar sau creație literară, muzică populară, muzică ușoară, muzică vocal-instrumentală, pictură, teatru sau cercuri tehnico-aplicative, precum informatică, jocuri logice, artă textilă, karting, protecția mediului, etnografie și folclor. De asemenea, în cadrul Palatului Copiilor sunt și cursuri de media pentru cei care sunt pasionați. Sunt în calitate de coordonator al Cercului de Presă și Radio-Televiziune. Avem o ofertă destul de atractivă pentru toate categoriile de vârstă ale copiilor, în funcție de receptivitatea fiecăruia și, bineînțeles, interesul va fi sau nu stârnit pe parcurgerii programei noastre, care este una foarte flexibilă, foarte lejeră, care oferă copiilor posibilitatea de a crea. Nu mergem pe tipare, pe rigori, dar urmărim linia generală a aceste discipline. Cursurile de teatru se bucură de mare succes și s-au redeschis printr-un spectacol de excepție în regia Danielei Raicu. Micii actori și-au demonstrat din plin talentul, dar și munca depusă alături de profesorii coordonatori. Lumea poveștilor e atât de mare. Cum se poate să nu găsesc eu ceva? Da. Uitați-mi cu desăvârșire. Am să scriu o poveste care sunt sigur că le va plăcea tuturor. Da. Duhul poveștilor și oglinda fermecată. Da, așa se va numi. Duhul poveștilor și oglinda fermecată. Mulți din copiii care au început cursurile aici sunt de vârste fragede, pasionați de muzică, dans sau pictură. Aceștia descoperă o lume magică aici. Vă așteptăm la Palatul Copiilor!